Bună ziua, doamna președinte, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în studioul PSNews. E o mare plăcere. Aș vrea să intrăm direct în viața politică, e un lucru care de multe ori dă tonul și am să revin la un eveniment recent, care n-a trecut tocmai plăcut pentru PNL. Vorba de moțiune. De fapt, moțiunile, ca să discutăm așa despre ele, principala armă a unei opoziții. În cazul noastră, al PNL-ului, au cam dat greș. Din ce motiv? N-a fost pregătită opoziția, n-ați fost suficient de convingători la adresa celorlalți parlamentari? Versiuni sunt multe. Moțiunea de cenzură, în general, să știți că este un gest politic pe care opoziția și-l asumă atunci când consideră că o temă este mai mult decât relevantă în analiza pe care partidul și-o face și în analiza pe care și-o face raportat la opțiunile populației din acel moment. N-am dat greș. Multă lume mă întreabă dacă n-am greșit depunând moțiunea de cenzură atunci când Victor Ponta a fost trimis în judecată. Și v-aș răspunde cu o întrebare. Cum am fi putut să nu depunem moțiunea de cenzură atunci pe acea temă? Și credeți-mă că era exclus, ne-am fi reproșat noi ca Partid Național Liberal, cred că foarte mulți ani de acum încolo, dacă nu făceam acest gest politic cât se poate de simplu. Efectul acestei moțiuni, chiar dacă n-a trecut, a fost acela de separare a apelor. Lucru cât se poate de benefic. Știm foarte clar că Partidul Național Liberal este opoziția și a avut ca obiectiv un guvern și un prim-ministru credibil. Pe partea cealaltă avem un PSD, un EPR, ALDE, care susțin un prim-ministru lipsit de credibilitate. Uitați-vă pe agenda de la moțiune încoace. Luați agenda de politică externă a primului ministru și vizitele făcute în țările europene sau parteneri europeni care să fi venit la primul ministru sau vedeți aliați din NATO care au avut legături cu Victor Ponta. Zero. Nu există niciun fel de agendă europeană de la momentul trimiterii sale în judecată până astăzi. Lucru pe care noi l-am invocat, pentru că eu n-am o problemă cu vinovăția sau nevinovăția lui Victor Ponta. Nu analizez eu, nu e menirea mea. Am spus-o de fiecare dată și am să o repet. Omul își va demonstra sau nu nevinovăția în instanță. Dar până atunci, poziția de prim-ministru se mănâncă cu mai mult de atât. Se mănâncă cu credibilitate, se mănâncă cu imagine în plan extern, cu o platformă solidă a acestui guvern. Nu există, din păcate. Și da, îmi pare rău că n-a trecut moțiunea de cenzură, dar să știți că nu puteam să o întârziem, așa cum ne sugerau unii, probabil până în sfârșit de noiembrie-decembrie, în speranța că Oprea și Cutăricianu s-ar fi trezit. Ia uite, domnule, azi suntem, privim spre interesul național și nu spre Ponta. Nu puteam să facem greșeala aceasta. Foarte interesantă. Este nu prima oară, cel puțin a doua, a treia oară când vă aud spunând chestiunea asta de separare a apelor, de delimitare, de a se vedea, ea sunt într-o parte, aia în alta. Asta înseamnă că în momentul de față, din moment ce s-a văzut a doua oară această delimitare, PNL-ul își va vedea fișa postului ca partid de opoziție și va critica și va ataca nu doar PSD-ul și pe Victor Ponta, ci și celelalte formațiuni de care v-ați delimitat. Aici bănuiesc că înțelegeți, vorbim de UNEPR, vorbim de ALDE. Există șansa ca în următoarele săptămâni, luni, să vedem acțiuni reale, critici, dure la adresa și acestor miniștri? Au mai fost, dar se vor înteți categoric că opoziția nu se face doar la Victor Ponta sau doar la PSD, se va face la toată formula care susține guvernul în acest dar moment. Dar și punctual bănuiesc, pe un ministru sau pe altul, nu? Nu o să evităm și nu o să menajăm niciun fel de ministru, indiferent care este partidul de origine al acelui ministru, dar vă mărturisesc că vom avea mai mult de atât. O să limpezim inclusiv la nivel de direcție politică și strategie politică opțiunile noastre. Luni am luat o decizie în birou politic al Partidului Național Liberal ca în 2-3 săptămâni, undeva probabil la începutul lunii noiembrie, să facem o analiză foarte clară a poziționării Partidului Național Liberal față de toate forțele politice de pe scena politică românească.
premiza de la care pornim este clară. PSD este adversarul nostru politic. Este singurul partid din România cu care excludem orice fel de alianță, orice fel de coaliție, orice fel de formulă de parteneriat. În schimb, vom avea discuții foarte clare vis-a-vis de celelalte două partide care susțin în acest moment arcul guvernamental. Eu cred, de exemplu, că ALDE, în acest moment, condus de Călin Popescu-Tălicianu, pariază pe un cal mort în politică. Da? Pariul lui cu Victor Ponta este un pariu pierdut. Și m-aș bucura să-și dea seama de acest lucru mai devreme de alegerile parlamentare de anul viitor, pentru că riscul ca acest partid, mergând cu Victor Ponta, să nu intre în Parlament, este unul destul de mare. Aș putea spune chiar că se îndreaptă spre 100% șanse să nu intre în Parlament, neșansa fiind de fapt de partea dânșilor. Și știu că orice aș spune pozitiv despre Călin Popescu-Tălicianu se va întoarce într-un atac din partea domniei sale, că nu rămâne nepedepsită niciun fel de replica mea la adresa domniei sale, dar cred că o discuție foarte serioasă în sânul Partidului Național Liberal este necesară. Nu vom merge, fac această precizare încheind răspunsul la întrebarea dumneavoastră, pentru că m-au mai întrebat jurnaliști de-a lungul vremii dacă această raportare la diverse partide înseamnă o formulă comună cu ei la alegerile locale sau la alegerile parlamentare. Vă spun că nu există această discuție. N-a existat și nu va exista, pentru că, în opinia mea, Partidul Național Liberal, în acest moment fiind primul partid în opțiunile electoratului, trebuie să meargă singur la alegeri, urmând ca după ce rezultatele parlamentarelor sunt publice, afișate, abia atunci să porți discuții pentru formulă guvernamentală cu diverse partide politice care au reușit să tragă pragul parlamentar. Până atunci nu cred că este cazul de vreo discuție. Avea o singură întrebare înainte să părăsim subiectul ăsta al moțiunii. În timp ce în Parlament erau discursuri, se vota moțiunea, afară oamenii au făcut un meeting de proporție, aș spune eu. Au fost mulți. La final, chiar dacă PNL-ul a înregistrat un eșec, multă lume se aștepta ca fie dumneavoastră, fie Vasile Blaga, fie amândoi să coborâți în mijlocul oamenilor și să le spuneți ceva, să fiți acolo. N-ați fost. Cum credeți că s-a perceput semnalul ăsta din exterior? Colegii noștri care au fost în stradă, care sunt neparlamentari, le-au explicat, a fost o nesincronizare. Dacă plecam din plenul Parlamentului, la momentul citirii moțiunii, ar fi fost văzut foarte prost acest gest. Le-am transmis colegilor noștri din Parcul Izvor, care au fost cu cei veniți de peste tot, pe o vreme mizerabilă de altfel, suportul nostru și mulțumirile că sunt alături de noi. Eu, să știți că n-am nicio ezitare să-mi cer scuze față de oricine s-a simțit lezat că a existat acest impediment și vom fi foarte atenți data viitoare să nu creăm sensibilități inutile față de niște oameni care merită tot respectul nostru. Înțeleg. Acum, dacă ne întoarcem la guvern, a fost un scenariu, sigur. Multă lume a spus că a fost doar un balon de săpun aruncat pe piață, dar cum ați vedea o versiune în care Victor Ponta și Gabriel Oprea fac rocada, unul se retrage, pleacă acasă, la pensie, unde se duce, și celălalt preia guvernul? Vorbesc din punerea al interesului țării, ca să nu-i spun național. A fost mai multe scenarii. Unul, cel pe care îl menționați dumneavoastră, că s-ar face rocada și că Gabriel Oprea ar deveni prim-ministru interimar, susținut de aceeași majoritate. A infirmat și Gabriel Oprea, a infirmat și PSD-ul o asemenea variantă. Eu vă spun că în momentul în care Victor Ponta nu mai este prim-ministru, Partidul Național Liberal are prima șansă să coaguleze majoritatea pentru a propune un prim-ministru. A mai fost un scenariu, iarăși lipsit de parfum de credibilitate, că s-ar duce domnul Dragnea prim-ministru în locul domnului Ponta. Întotdeauna există un factor, cred eu, de care unii nu țin cont întotdeauna, și anume aportul constituțional în desemnarea primului ministru în ceea ce privește instituția prezidențială. În opinia mea, președintele n-ar pune niciodată prim-ministru o persoană condamnată.
Și vă spun asta fără să fac nicio referire la domnul Dragnea. Vă spun că un principiu este acesta, fără doar și poate din momentul în care critici un prim-ministru împotriva căruia s-a început urmărirea penală și este inculpat, trimis în judecată, mi-e greu să cred că vreodată președintele României ar decide să propună din partea majorității o persoană care este condamnată. Repet același lucru și despre domnul Dragnea. Dânsul rămâne să vadă în recurs acum cum își rezolvă speța, dar pentru România ar fi un scenariu catastrofal care nu cred că vreodată ar fi pus în practică de opoziție sau de președintele României. Scenariul posibil însă și la care se pare că PSD-ul lucrează intens este acela al schimbării domnului Ponta cu cineva din PSD. Vasile Dâncu, poate, un nume? S-a auzit numele domniei sale pe culoarele politicii românești. Sunt vise pe care PSD-ul și le poate face. Eu cred că este un demers firesc. Scenariile pe care și le face PSD-ul sunt firești, sunt calcule. Dar se bazează și pe majoritate în Parlament, care ar putea să voteze și un al doilea premier propus de Klaus Iohannis, sigur. Eu cred că e mai mult decât calcul politic ce se va întâmpla. Scena politică românească, vedeți că e destul de fluidă, e destul de dinamică și calculul de azi e posibil să nu fie mâine același. E treaba domniei lor să-și facă orice fel de calcule pentru un viitor prim-ministru. Eu vă spun că Victor Ponta în acest moment înseamnă o piatră de moară pentru PSD. De multe ori am senzația de fapt că Victor Ponta conduce PSD-ul și nu Liviu Dragnea. Și în realitate nu e niciun fel de schimbare. E aceeași luptă pentru putere, aceeași luptă pentru funcții, aceeași bătălie pentru a-și impune oameni și opinii în sânul unui partid care nu are de mult de a face cu ideea de democrație, cu ideea de reformă internă, cu absolut nimic. S-a văzut la congresul PSD Liviu Dragnea alergând de unul singur în cursa pentru președinția partidului. Dar, repet, nu e exclus ca în primăvară să existe o schimbare la nivelul guvernului. Vom vedea atunci care va fi și în ce termen. Până la schimbarea asta, aș vrea să vă pun o întrebare bazată pe o constatare personală, dar care văd că e îmbrățișată ca idee de tot mai mulți. Opoziția are această armă clasică de care am vorbit, cu moțiunea. Uh-huh. Însă mai are și alte arme, mai mult vizibile, dar mai puțin constructive. În primul rând, declarații, conferințe de presă, ieșiri, critici. De la momentul câștigării alegerilor, din momentul în care Klaus Iohannis s-a dus la Cotroceni și până astăzi, mi se pare că cea mai vizibilă voce împotriva lui Victor Ponta, să spun cu toată responsabilitatea, este jurnalistul Rareș Bogdan și mai puțin liderii opoziției. Vorbesc din punct de vedere al vocalului, al agresivului, al incisivului, cum vreți să o luați. Mă contraziceți? Nu, în privința lui Rareș Bogdan n-aș îndrăzni, dar vă spun că opoziția își face treaba. Nu cred că întotdeauna incisivitatea sau agresivitatea sunt rețete de succes atunci când vrei să arăți că cineva greșește, pentru că aceasta e o rețetă pe care o folosește Victor Ponta din plin. Și faptul că îl ating unde îl doare eu și Partidul Național Liberal este limpede dacă vă uitați pe monitorizări să vedeți de câte ori mă atacă Ponta. O să vedeți că în fiecare zi eu și ceilalți lideri ai Partidului Național Liberal nu scăpăm de înjurăturile primului ministru la adresa noastră și luați-o cu toate ghilimelele de rigoare că n-a ajuns chiar să ne înjure Birjorește, ci ne calumniază la tot drumul. Asta înseamnă că este foarte deranjat de pozițiile și de criticile pe care cred eu că de multe ori le facem constructiv. Vă dau un exemplu. Am fost cei care am atras atenția de 9 luni de zile, cel puțin de când sunt eu președintă, vă spun că în mod sistematic asupra eșecului major al acestui guvern, infrastructura românească. Nu odată am vorbit despre tronsonul Răștie Sibiu. Alex Nazare, fost ministru al transporturilor, a atras atenția că această autostradă lansată cu faz de Victor Ponta în campanie special pentru a atrage capital electoral
este într-o situație care duce la concluzia că trebuie să fie închisă și reparată. A fost acolo cu specialiștii, cu colegi de-ai noștri, am văzut fisurile de 10 cm în șosea, în asfalt. Ce credeți că am aflat ieri? Știrea zilei este următoarea, că această autostradă nu doar că trebuie închisă și reparată, trebuie rașchetată, demolată și luat de la capăt. Păi vă întreb pe dumneavoastră, l-ați auzit vreodată pe Victor Ponta spunând un cuvânt despre Orăștie, Sibiu și tot cabinetul Ponta și pe Victor, pe Liviu Dragnea, că a fost vicepremier totuși 3 ani în acest guvern. A spus cineva că scoate vreun leuț, vreun ministru PSD din buzunar pentru această autostradă făcută prost, făcută în așa fel încât să pună în pericol viețile oamenilor? Da, nu. Acum să fim sincer, nici vreun alt ministru de pe vremea guvernelor trecute n-a fost la fel de deschis în a-și recunoaște greșelile. Asta e caracterul uman, ce să faci. Era previzibil, nimeni n-ar fi criteriu, spus, e vina noastră. Dar criteriul competenței sau criteriul longevității în funcție ar fi gafele și recunoașterea gafelor, probabil că Victor Ponta ar rămâne mult și bine și ar câștiga acest titlu. Dar pe mine nu mă încălzește că un prim-ministru, după ce promite că își va da demisia dacă nu rezolvă comarnic Brașov, nu-și mai dă demisia, dar spune da, e o problemă nerezolvată. Pe mine nu mă încântă deloc că promite în programul de guvernare că rezolvă restructurarea companiilor de stat și la sfârșit când tragi linie constați că nu s-a schimbat nimic, baie din rău în mai rău situația companiilor de stat din România. Și de asemenea nu mă încălzește cu nimic că văd că promite 6% buget pentru sănătate și educație și în timp ce dânsul promite în colegiul său din Târgu Jiu, văd că la limita existenței există totuși un lot de copii care câștigă medalii de aur la Olimpiada Balcanică de Informatică cu un domn profesor de informatică de acolo. Îmi cer scuze că nu-i mai țin numele minte, l-am văzut în presă, dar copiii aia spun cam cât de greu le este să facă performanță într-un sistem de educație patronat de un guvern care are cu totul și cu totul alte priorități. Ori a nu investi în nimic, domnule Bucura, investițiile s-au tăiat. Ca atare, locuri de muncă nu vor mai exista în viitorul apropiat. INSEU a și arătat că cifrele locurilor de muncă sunt în scădere. N-avem investiții făcute în cercetare. Avem 0,4% din PIB, noi dedicăm cercetării. În condițiile în care țările din Nord au vreo 3-4% din PIB, adică cât alocăm noi bugetul educației. Cum vreți să îndrăznim să ne uităm în perspectivă, să ne uităm către statele europene și să sperăm că reducem decalajele dacă noi nu facem nimic? Ținem la saltea niște bani. Le exportăm forță de muncă, măcar atâta facem. Exportăm forță de muncă, exportăm creiere, exportăm medici, exportăm tineri care în România, din păcate, nu-și găsesc un loc de muncă pentru că sub 25 de ani sunt șomeri vreo 23%. Vă propun să-l abandonăm cel puțin momentan pe Victor Ponta și să ne mai uităm un pic în bucătăria PNL-ului. Ați vorbit un pic mai devreme decent, dacă nu chiar frumos, despre fostul lider PNL Călin Popescu-Tăriceanu. La fel, în ultima vreme ați vorbit iarăși foarte frumos despre alți lideri vechi ai PNL-ului, despre care se spunea că ați fi nu tocmai într-o relație extraordinară. Mă refer la domnul Orban, mă refer la fostul candidat la președinție, domnul Crin Antonescu. Sunt oameni vechi din vechiul PNL despre care noastră vorbiți foarte frumos în ultima vreme. Aveți cumva o strategie de repoziționare a acestora la o masă, să-i spunem așa, pentru viitoarele alegeri sau pentru viitorul partidului? Întotdeauna să știți că am vorbit frumos despre ei, pentru că sunt colegii mei și sunt oameni care au fost alături de Partidul Național Liberal de 10 de ani. Niciodată n-am avut un conflict nici cu Crin Antonescu, nici cu Ludovic Orban, chiar dacă am mai avut, firesc, divergențe de opinii pe diverse teme, idei, proiecte. Aș vrea să cred că putem să ne adunăm toți la o masă. Dacă am regret, este că simt că fostul președinte Crin Antonescu nu o să se mai apropie de politica activă și cred că o să prefere
analiza mai de pe margine, de pe marginea politicii, și cred că e o pierdere pentru politica românească. Vorbeați de Ludovic Orban, nici măcar o secundă, chiar dacă mi-a fost contracandidat la alegerile din interiorul Partidului Național Liberal, să știți că el a rămas în același nucleu dur al Partidului Național Liberal și săptămâna trecută, mă bucur că la propunerea mea, grupul parlamentar l-a votat vicepreședinte al Camerei Deputaților. Sunt câțiva lideri ai Partidului Național Liberal care, indiferent cum s-ar poziționa vreodată în interiorul partidului pe o temă sau alta, sufletul, să știți că tot la Partidul Național Liberal rămâne. Din păcate, suntem într-un moment în care va trebui să reconstruim. Nu doar noi, dacă am fi onești și am face un exercițiu de sinceritate, cam toate partidele politice din România în acest moment ar trebui să reclădească, să-și infuzeze partidul cu tineri, cu specialiști, cu oameni aduși din societatea civilă. E acel moment de inflexiune în politica românească în care fie arăți că vii cu suflu proaspăt, fie rămâi acolo nereformat și probabil că vei plăti costurile pe termen mediu și pe termen lung. Încerc să fac acest lucru. Am vorbit cu oameni din vari domenii. Au o anumită reținere să se implice în politica românească. Pe de altă parte, argumentul meu că de pe margine e greu să schimb și că decizia și transformările în diverse planuri se pot face fiind în interior, să știți că dau rezultate. Sunt oameni pe care am reușit să-i aducem în partid și o să aveți surpriză în intervalul imediat. Și dacă am merge un pic mai departe cu relațiile dintre colegi, pe o scară de la 1 la 10, să zicem, cât de bun ați descrie relația cu Vasile Blaga, având în vedere că aveți totuși puncte de vedere diferite? Este cea mai bună relație pe care o am cu vreun coleg și nu sunt deloc nici ipocrită, nici, vă răspund cât se poate de sincer. Este o relație care lui Vasile Blaga n-am cum să-i reproșesc ceva. Chiar dacă am avut momente în care opinia noastră față de un proiect, față de o persoană, față de o perspectivă politică a fost diferită, ceea ce corect, întotdeauna ne-am sincronizat într-un punct pozițiile și am avut un punct de vedere unitar. Nu vreau să-i fac laudație la dumneavoastră în studio, dar este un om cu care am învățat să fac politică la nivel de copreședinte și am muncit tare mult noi doi în perioada asta și am alergat tare mult prin țară. Poate lumea de multe ori spune, păi la nivel central nu comunicați în fiecare zi, nu ieșiți pe media în fiecare zi, dar să știți că în țară suntem prezenți peste tot. Așa s-a nimerit o perioadă cu cel mai prost guvern pe care l-a avut România și cel mai lipsit de credibilitate guvern, cu perioada în care Partidul Național Liberal își desăvârșește fuziunea. Și e foarte greu, să știți că nu e o procedură ușoară să adun două partide, să pui două partide mari în aceeași oală și să încerci să le armonizezi, să încerci să le faci să gândească și să simtă pe conform aceleași calapod, nu e un lucru simplu. Sunt două echipe, au fost două echipe cu trecuturi uneori antagonice. Uneori antagonice, divergente, și atunci aceste 9 luni, 10 luni care s-au scurs de când am preluat mandatul, au avut și o dimensiune administrativă destul de puternică, organizatorică. Terminăm acum, plec de la noastră la Mehedinți, plecăm la Mehedinți, o să fie Cara Severinu, avem Maramureșu, da, e turneu prin filiale, e o perioadă în care se desemnează candidați, s-au lansat în teren sondajele de opinie și undeva în luna decembrie mă aștept să avem finalizată toată analiza și desemnați toți candidații. Acum să facem un pic mai departe un joc de imaginație. Ați câștigat alegerile, luați guvernul, trebuie să desemnați un premier. În ecuația actuală pe care o știm noi, ați încălca oarecum cutuma, în sensul că premierul n-ar mai fi președintele partidului. Ar fi un alt personaj, cum este în cazul domnului Predoiu. O să se mențină acest scenariu? Aveți 100% tăria să ne spuneți că domnul Predoiu va fi viitorul premier în orice alternativă și în orice variantă?
sau încălcate, sau mergeți pe cutumele care vorbeam? Sunt foarte fermă când vă spun că predoiu este propunerea de prim-ministru, nu s-a schimbat nimic în viziunea Partidului Național Liberal de vedere. Și dacă vreți așa o discuție legată de nevoia de suprapunere a funcției de prim-ministru cu cea de președinte de partid, eu nu prea cred în ea. Adică eu cred că atunci când un președinte de partid, și asta încă de pe vremea când președintele partidului era Călin Popescu-Tărceanu, eu cred că atunci când un președinte de partid îndeplinește și funcția de prim-ministru în același timp, nu se prea vede partidul, se vede partea de executiv și intră într-o ușoară disoluție structura de partid și n-aș vrea să se întâmple acest lucru cu Partidul Național Liberal. Chiar cred că un prim-ministru care nu are funcția de președinte al partidului e un lucru binevenit, mult mai oportun decât cealaltă variantă. Eu și Vasile Blaga o să avem timp în continuare să punem la punct structura de partid, în timp ce Cătălin Predoiu s-ar ocupa de guvernare. Și să rămânem tot la viitor, cel puțin pe sondajele la care avem noi acces până la ora actuală, PNL-ul nu este foarte în fața PSD-ului. Adică între stânga și dreapta, pe aceste sondaje de care vorbesc, dacă le aduni, nu iese o cifră aproape de 100%, ceea ce înseamnă că atât pe stânga, cât și pe dreapta, mai este un pic loc de coagulat. În ecuația asta a intervenit Traian Băsescu, revenit în politică, care s-a lipit de un partid și vrea să redevină jucător. Cât de mare credeți că există pericolul ca Traian Băsescu să coaguleze ceva din dreapta aceasta unde cred că este loc? Și doi la mână, dacă puteți spune cu tărie că PNL-ul are astăzi lideri comparabili cu ceea ce a reprezentat la un anumit moment, cel puțin, Traian Băsescu în politica românească? Depinde care e unitatea de măsură. Acum o să vă răspund serios. Traian Băsescu niciodată n-a ieșit din politică ca să putem spune acum că a intrat în politică. Și-a formalizat și-a oficializat intrarea în partidul domniei sale, partid pe care l-a creat acum vreo 2 ani în urmă. Dar dacă o luăm pragmatic și nu facem o analiză instinctivă, ne uităm. Partidul domniei sale, cu locomotiva Traian Băsescu și cu Elena Udrea, au reușit să obțină 6% niște alegeri, pe urmă 5% la altele. V-aș interupe spunând că locomotiva a fost montată oficial în urmă cu puțin timp, nu la momentul în care vorbiți dumneavoastră. Oficial, dar neoficial știm cu toții că Traian Băsescu a fost cel care a ridicat asta, ca acest să rămânem partid la nuanțe, sigur. Da. Vorbim de un scor, o singură cifră. Iar acum în sondajele de opinie pe care le, sigur, le citați și dumneavoastră, nu are mai mult de 2-3%. Ca atare, eu nu cred că raportarea noastră trebuie să se facă vreo secundă la Traian Băsescu sau la PMP, cu toată diferența față de orice fel de partid politic democratic din România, dar cred că obiectivul nostru sau adversarul nostru politic este PSD-ul și la el ne vom raporta la nivel național. Nu avem alt adversar și nu are sens să pierdem timp uitându-ne cu atenție la Traian Băsescu sau la alte structuri pe care le sprijină domnia sa sau din care face parte. Pentru că ne apropiem de finalul interviului, m-aș opri un pic și la București, în care sigur sunt interesați și vorbim de un oraș unde totdeauna PSD-ul a avut probleme, dreapta a mers mai bine. Recent ați refuzat, PNL-ul vorbesc, preluarea primăriei capitalei. Justificarea, spun eu, a fost sau nu întemeiată, mulți spun că nu, și anume că un primar din partea opoziției pus acolo ar fi atras repercusiuni din partea unor eventuale finanțări ale guvernului, ajutor, ar fi suferit tot bucureștenii. Pe de altă parte, gestul a fost interpretat și ca unul de lașitate. Ați făcut un pas înapoi când puteați să preluați ceva, să conduceți și să arătați că lucrurile merg mai bine. N-a fost totuși o greșeală că acolo nu este un liberal astăzi, deși avea culoare în acest sens? Cel mult a fost o greșeală în comunicare. Altfel, dacă ne raportăm la bucureșteni, a fost un lucru mai mult decât civilizat pe care l-am făcut. Știți, orice partid, dacă era PSD în locul nostru, n-ar fi ratat o funcție de primar nici să-l piși cu ceară. Disperarea asta de a avea o funcție doar pentru a mai, nu știu, face niște angajări pe acolo, doar pentru a avea o platformă de a manipula bucureștenii, nu e în regulă.
nouă ne era mult mai bine dacă aveam viceprimarul, dacă aveam primarul interimar. Mult mai bine s-ar fi spus despre Partidul Național Liberal că are un primar interimar, n-am fi putut face altfel campanie de pe poziția de primar interimar, dar ar fi fost mult mai rău pentru bucureșteni. Și chiar n-am glumit când am spus acest lucru. Vineri, săptămâna trecută, acum câteva zile, Elcenu, prin Guvernul României, prin Elcen, a pus poprirea pe conturile Primăriei Municipiului București pe subvenția pentru agentul termic. Cât a fost Oprescu primar, nu s-a întâmplat nici măcar o singură dată acest lucru. Pentru că Oprescu era partenerul politic al lui Ponta, era cel cu care a făcut o grămadă de proiecte și vom vedea cât de corecte sau incorrecte. Dar și UNPR-ul este partenerul politic și unicul susținător în momentul de față al lui Ponta. Vă dați seama ce ar fi fost dacă Partidul Național Liberal deținea portofoliul de primar interimar? Pedeapsa era nefiresc ca un război între noi și PSD, un război politic între noi și PSD să producă consecințe pentru bucureșteni. Aceasta a fost delimitarea pe care noi am făcut-o atunci când n-am acceptat această poziție și din păcate n-am comunicat-o suficient dacă mai există dubii cu privire la lipsa noastră de sau la absența demersului de a accepta acest lucru. Dar vă mai dau un exemplu. Codul fiscal. Ce face în general în România un partid de opoziție? Un partid de opoziție spune: eu dacă aș fi la putere, aș dubla salarii, aș tripla pensii, aș crea 2 milioane de locuri de muncă în plus, aș dubla, tripla indemnizația persoanelor cu handicap, aș mulți cu 10 ajutoarele sociale din România. Nu o să vedeți din partea Partidului Național Liberal niciodată acest lucru. Chiar dacă riscăm în anumite situații să pierdem voturi, cum a fost cazul codului fiscal și al negocierilor pe codul fiscal, o să mizăm întotdeauna pe ideea de responsabilitate. Dom'le, a fost chiar culmea, tu ca opoziție, să invoci macro-stabilitatea economică, să spui că e firesc totuși să ai un studiu de impact, să vezi niște cifre pe care se bazează măsuri de facilitări fiscale și așa mai departe, iar guvernul, cel care ar trebui să fie cel mai preocupat în creionarea bugetului, în gestionarea cifrelor și ajustarea lor astfel încât să aibă sustenabilitate în economie, guvernul era, știți, pe sistemul fără număr, să dăm să ajungă la toată lumea. E nefiresc sau e nefirească atitudinea guvernului, e extrem de benefică atitudinea opoziției, dar să știți că nu o să ne aducă capital electoral. Eu sunt convinsă de lucrul acesta. Interesantă teoria asta cu primăria capitale și cu modul în care ați vrut să protejați bucureștenii. Mă gândesc prin prisma unui singur lucru. Traian Băsescu, când s-a intrat serios și s-a lansat în politică mai mult decât de pe postura de ministru, a intrat la primăria capitalei cu un consiliu în care nu avea majoritatea, cu un guvern care nu îi aducea roze la poarta primăriei, a stat 4 ani și după aceea a explodat, da? A mers. Vom avea mers. Primăria generală. Bucureștenii vor înțelege că nu poți să mergi în continuare cu administrație care îți oferă cel mai scump metru pătrat de panseluțe, cu administrație care a dat nu știu câte milioane de euro pe kilometru de pistă de bicicletă făcută fără autorizație. Metru cub de apă la un preț de... Așa, metru cub de apă, cu 4.000 de avarii anul acesta la rețeaua radetului, asta în condițiile în care avem o rețea de prin anii 60 depășită, paradepășită și pleacă cu 90 de grade apa pe conductă și ajunge în calorifere cu vreo 20 de grade, adică degeaba, lumea nu să mai accepte să meargă în continuare așa. Iar glumițele și genul de edil care până acum a avut priză, da, hai să glumim ca să acoperim lipsa de realizări din mandatul meu, nu cred că va mai prinde la publicul bucureștean. Cred că de data aceasta, chiar dacă e un primar mai neexpresiv sau necolorat așa ca Oprescu, dacă este unul care se adresează cu proiecte bucureștenilor, cred că de data aceasta vor miza pe cartea lor. Vorbiți de parcă dumneavoastră ați fi în campania electorală pentru locale. Și apropo de campania pentru locale, ce se întâmplă cu listele oficiale, cu anunțul oficial pe sectoare, pe candidați? Văd că dacă te plimbi prin oraș e suficient
într-o jumătate de oră să constați că deja campania a început, oamenii își fac campanie, sunt prezenți. Noastră oficial însă nu i-ați anunțat. Noi am anunțat, încă avem un sondaj de opinie, dar e o campanie internă, niciodată nu s-a făcut în Partidul Național Liberal o campanie internă și mă bucur că reușim să avem această competiție care să cearnă cel mai bun candidat. Gândiți-vă că în București, la fiecare sector, avem 2-3 oameni care își doresc să fie desemnați candidații Partidului Național Liberal. La Primăria Generală avem vreo 5 candidați. Avem un sondaj care probabil luni va porni în teren. Și în vreo 3 săptămâni, o să știm, 3 săptămâni, o lună, vom ști rezultatele acestei analize. Ei își fac deja campanie, să știți că unii din candidați fac dezbateri foarte serioase. Și dacă le iese sondajul prost, ce fac? Despre RATV, n-au nimic de pierdut. Campania și temele de actualitate pentru bucureșteni n-au cum să reprezinte o pierdere de timp pentru niciun om politic. Nu ești desemnat candidat, vei fi în echipa candidatului. La noi nu e o problemă de orgolii. Fiecare vrea să aducă plus valoarea pe care crede că o deține în folosul Partidului Național Liberal. Și credeți-mă, va fi desemnat exact acel candidat care va câștiga primăria, care va avea credibilitatea necesară și susținerea bucureștenilor să câștige portofoliul. N-am niciun fel de partipri, că am mai citit pe aici, pe acolo, că aș avea nu știu ce partipriuri, n-am niciun fel de partipri. Îi susțin pe toți în aceeași măsură, unde m-au solicitat, acolo m-am dus și am sprijinit, pentru că e vorba și de, și la sfârșit când se trage linie, eu și Blaga suntem cei care vom răspunde pentru rezultatul la locale. Bun, Vasile Blaga a avut grijă să le transmită președinților de filiale că înainte să răspundem noi pentru rezultat, vor răspunde ei și vor fi, trecând de glumă, vor fi criterii de performanță pentru fiecare filială. De altfel vom porni, în opinia mea, inventarul sau numărătoarea de la ce avem acum ca primari și președinți de Consiliu Județene în sus. Deci, zestrea pe care o ai acum va trebui înmulțită. Avem un handicap de vreo 1000 de primari după faimoasa ordonanță cu migrația politică dată de domnul Dragnea și de domnul Ponta în campanie, crezând că îi profită domnului Ponta. Avem un handicap destul de mare pe care va trebui să-l depășim, dar eu nu cred că e insurmontabil. Ultima întrebare din zona politică și pe urmă maxim una, două personale și am terminat. Revenind la PSD, ei la aceste alegeri au implementat un model, zic eu, atipic. S-a câștigat, există un președinte, iar candidații pentru vicepreședinte, s-a spus în mod clar, Liviu Dragnea a transmis lucrul ăsta, nu vor fi președinții organizațiilor județene. A dat și o explicație, Liviu Dragnea, a spus, domnule, nu poți să te ocupi și de filiala locală, să fii și vicepreședinte cu problemele de la centru ale partidului. Cum mi se pare modelul ăsta ca preluat într-un viitor? Chiar dacă nu se bucură colegii mei, să știți că nu mi se pare o idee rea. E destul de greu să îți imaginezi că poți să gestionezi o filială județeană și să mai și fii și lider național în același timp. Dacă are Partidul Național Liberal acum o mică problemă, este dată și de faptul că acei vicepreședinți sau membri ai biroului care ar trebui să fie comunicatorii, vectorii principali ai partidului, căci au greutatea politică necesară să dea și mesajului politic greutate, sunt mai tot timpul plecați în teritoriu conducând diverse filiale. Nu mi se pare ideea rea. Am înțeles. Și foarte pe scurt partea personală a interviului. Vă rog. Sau dacă vă răspunde, da. În ceea ce vă privește, viața noastră privată a ținut-o oarecum departe de ochii presei, care de multe ori a fost insistentă. Totuși, sunteți cu cineva care nu este străin de mediul politic, de guvern, de zona aceasta. Cum credeți că va evolua această relație în contextul în care veți intra la guvernare și partenerul dumneavoastră ar vrea într-un formă sau alta să revină fie într-un guvern, fie în politică, mult mai vizibil? Nu e membru. Partenerul meu nu are legătură cu politica. Am zis dacă ar vrea să se implice într-un fel. E un om care are atâta competență cât să acopere fără niciun fel de problemă în orice guvern o funcție ministerială. L-a preferat și Victor Ponta într-unul din guvernele sale. Iar mai mult de atâta e opțiunea lui dacă va vrea sau nu să fie implicat într-o activitate politică ulterioară. Da, într-un eventual guvern n-ar putea
căpăta o stigmă, ca să spunem așa, este prietenul. Dar nu s-a pus problema să intre într-un viitor guvern, dar dacă vreți detalii și perspectiva lui despre politică, vă trimit la interviu cu mare drag. Am înțeles. Și o ultimă întrebare. Da. Credeți că alte tipuri de planuri, o căsătorie, un copil, planurile sentimentale, ar putea să fie o piedică într-un viitor pentru noastră legat de cariera politică? Îmi doresc un copil de foarte multă vreme, încercăm să facem un copil de ceva vreme. Nu ne-a reușit până acum, dar să știți că sunt optimistă. Eu nu cred că politica exclude viața privată. Cred, în schimb, că un om politic de ce nu-și expune viața privată la televizor tocmai ca să-i menajeze pe cei dragi. Deci nu vă vedeți ieșite din politică pentru chestiuni din acestea de tipul familiei? Nu, deloc, dar nu exclud replici misogine din partea diversilor competitori politici care să spună într-un viitor, nu știu cât de apropiat, cât de îndepărtat, dacă ești o femeie însărcinată, nu poți să mai faci politică sau nu mai poți să conduci în partid. N-ar fi exclus să vedem și genul acesta de replici, dar nu, eu încurajez orice fel de femeie în politică să încerce să-și facă timp și pentru viața privată, să-și facă o familie, și eu încerc să fac același lucru. În măsura în care va reuși și îmi va reuși la un moment dat, voi fi cel mai fericit om de pe pământ. Vă doresc succes cu toate proiectele de care ne-ați vorbit. Mulțumesc. Și vă mai așteptăm cu drag în studioul nostru la PS News. Să rămână, mulțumesc!